Bună, dragii mei! Voi începe să citesc capitolul 6 din cartea Chiar și Îngerii Cad de Sandra Brown. Vă doresc audiție plăcută! Asta-i tot? Guarda Murs șleampătă ca întotdeauna, își înfipse pumnii în șolduri și se proțăpi în fața proaspătului ei soț. Umblase printre cutiile pe care acesta le adusese în casa în care locuia cu tatăl ei. Lenjerie și pălării, pantofi și mânuși erau răspândite peste salteaua ieftină. Cum adică? Mărei Gredi. Nu-i destul? Oricum n-ai să poți purta nici una din acestea până nu naști. Se uită la ea cu cel mai desăvârșit dezgust. Era murdară, avea fața pătată, mâinile și gleznele erau umflate. Corpul ei era în mod obscen împovărat cu un copil de care el încă nu era convins că e al lui. De ce insistase că să-i cumpere o întreagă garderobă, nu își putea imagina. Nu putea fi decât încă un mod de a pune gheara pe el, de a elimina orice îndoială că era într-adevăr doamna Grady Sheldon. Vreau să fiu îmbrăcată ca o doamnă când merg cu tine în oraș, spusese ea. Grady ar fi preferat mai curând să moară decât să iasă cu ea undeva, mai ales în oraș, unde bârfele spuse în șoaptă lui măreau ca niște umbre în timp ce mergea pe stradă. Râsese când i-ai ceruse să-i cumpere haine noi, dar zâmbetul lui Dorgi, care îl mângâia arma, îl făcuse să se răzgândească. Îndatoritor, Grady promisese că va aduce unele lucruri când va veni din nou la coliba lor din pădurea de pini. Nu numai distanța era aceea care o făcea să pară în afara civilizației. Burns îl făcuse de râs și asta nu-i plăcea. Va trebui să facă ceva în privința asta curând, dar ce? Când? Lucrurile alea par cam strâmte pentru tine, Wanda, spuse Dorgi din ușă. Intră în cameră aducând o veverițe moarte, pe care le aruncă pe o masă neșlefuită, deși mai sângerau încă. Se poartă frumos cu tine soțul ăsta al tău, scumpo? Cred că da, tată, spuse amorocănos, dar încă nu vrea să mă duc în casa elegantă a lui din oraș. Își țuguie buzele spre Grady, făgându-l să se întrebe cum dracu putuse să sărute gura aia morocănoasă. În prima noapte, când o văzuse, părea destul de drăguță. Ieșise să cumpere niște whisky, făcut clandestin de Dorgi. Și, în loc să-l găsească pe acesta, o găsise pe Wanda, care se ocupa de vânzare locului. Noaptea era luminată de o lună de toamnă, joasă și mare, atârnată deasupra copacilor, aerul era tare și rece. Ieșită din râul din apropiere, unde se spălase, Wanda era curată, atât cât putea ea să fie. Rochea ei strâmtă, subțire, îi stătea lipită de piele, arătându-i că n-avea nimic pe dedesubt. Făcuse tot ce stătuse în putință pentru a-i atrage atenția asupra corpului ei voluptos, mergând cu mișcări sinuoase, frecându-se de el. Vorbiseră în șoaptă, ca și cum împărtășeau deja un secret delicios. Grady trebuise să se apropie ca să o poată auzi, aplecându-și capul până la nivelul ei, dar meritase efortul. Orgoliul lui fusese mângheat de fiecare cuvânt al ei. Era atât de înalt, îi plăcea părul lui ondulat, se prefăcuse chiar că nu poate duce unul din butoiașe și îl privise apreciativ când Grady îl ridicase pe umăr și îl cărase în locul ei. Mare nătâng și toate astea din vina lui Banner. Dacă ea nu-i stârnea simțurile, n-ar fi umblat după o femeie. Dacă sărutările ei inocente n-ar fi promis atâta pasiune, n-ar fi murit dorința de a gusta gura Wandei. Din clipa în care o sărutase și simțise răspunsul fierbinte al trupului ei, nu se mai putuse opri. Trupul ei fusese supus și generos. După aceea se simțise minunat. Wanda urlase de plăcere ca o panteră. Îi spusese că echipe și că niciun bărbat nu le egala ca amant. Spusese tot ceea ce îi făcea lui plăcere. Îl speriase faptul că un om de talia lui Ross Coleman urma să-i fie socru, dar era dispus să plătească prețul de a trăi în umbra lui Coleman pentru a putea să o aibă pe Banner și tot ceea ce aducea această căsătorie odată cu ea. Totuși, de fiecare dată când pleca de la River Bend, mândria lui era rănită. Nu va fi niciodată pe măsura lui Ross Coleman, nici în ochii oamenilor, nici în cea lui Banner. Wanda Burs îi restabilise încrederea în sine. Își utilizase corpul ca pe o tavă de argint folosită. După prima noapte, Grady se întorsese adesea. Fiecare îmbrățișare era pătimașă, sălbatică, distrugătoare. Fizic îl epuiza, dar el se mândrea cu faptul că era destul de viril pentru a satisface o femeie cu apetitul ei sexual. Vorbise cu unii dintre bărbații din oraș, cunoștea reputația Wandei. Pe asta se întemeia și siguranța ei.
El avea ceea ce mulți alți bărbați considerau drepta lor atunci când nevestele lor erau indispuse. Nu vedea deloc de ce n-ar fi continuat cu Wanda și după căsătoria lui cu Banner. A, îi plăcea Banner destul de mult. Arăta al dracu de bine și fără îndoială trupul ei trebuia să fie la fel de excitant pe cât părea. Patul lor conjugal n-avea să fie steril. Grady era însă prea pragmatic pentru a se încurca cu poveștile de dragoste, deși îi spusese de multe ori că o iubește. Banner era o partidă convenabilă. Îl va ridica în ochii oamenilor luând-o de soție, pentru că soții Coleman erau foarte respectați. Faptul că era drăguță și apreciată de familiile din oraș era un dar în plus, ca să nu mai vorbim de pământul pe care l-aducea ca zestre. Împărtășise visul lui de a avea o fermă amândoi. Se pricepea bine la caii de prăsilă și la vacile de carne pe care ea voia să le crească acolo. O ascultase, prefăcându-se interesant și plin de entuziasm când în realitate se plictisea de moarte. Pentru că ideile lui în legătură cu acel pământ erau total diferite, o va lăsa să crească câțiva cai, poate și câteva vaci, dacă asta o va satisface, dar el voia pământul acela pentru că era la marginea uneia dintre cele mai mari păduri din Texas. Se gândise să facă acolo un gater, o anexă aceluia din oraș. Ar putea să-i tripleze producția într-un an. Desigur, nu îi spusese nimic lui Banner. Avea să o facă imediat după luna de miere, dar nu fusese nici o lună de miere, din cauza zăludei care stătea acum în fața lui, fățâindu-se sub una din umbrelele pe care le adusese. Insistase că vrea o umbrelă. Acum abordă problema pe care ea i-o ridicase mai devreme. Ți-am explicat de ce nu te poți muta în casa de la oraș. Am scos-o la vânzare, încă de când m-am logodit cu Banner. Voiam să locuim la fermă. Wanda râse cu poftă. N-am să uit niciodată mutra pe care a făcut-o. Pișăcioasa aia de doamna Coleman, spus ea, imitând-o cu mers legănat, care mergea cu nasul în vânt. Ridicolă cum era, imitația stârnind Grady o plăcere perversă. De mult se gândise că familia Coleman erau ca prea siguri de ei înșiși și trebuia să li se mai taie puțin din nas, mai ales lui Ross, să-l ia naiba, că-l făcuse de râs la cununie. Cum îndrăznea să-l amenințe? Grady nu va uita și nici nu va ierta asta. Dar a căpătat ceea ce merita în ziua cununiei, nu iubitule. Wanda se opri în fața lui și îi mângâie partea din fața pantalonilor. Grady îi dădu mâna la o parte. Toți colemanii ăștia or să-și țină minte pe brurșii, nu-i așa, Grady, scumpule? El și cu blondul ăla înalt care ți-a băgat pistolul în coaste. Wanda chicotii când Grady se făcu roșu de indignare. Cum ziceai că îl cheamă? Lanston, Jack Lanston. Grady se duse la masă și în ciuda veverițelor care produceau greață, duse la gură cana care era așezată lângă ele și luă o ghițitură zdravănă din lichidul arzător al lui Dodge. Jack Lanston, repetă Wanda visătoare. Își trecu limba peste buze cu o mișcare languroasă, privindu-l pe Grady cu ochii pe jumătate închiși. O fi el prieten cu colemanii, dar mi-ar plăcea să-i simt puțin gustul de cowboy. Dodge se întinse spre ea și îi dădu o palmă atât de tare încât îi dădu capul pe spate. Încetează cu prostiile astea, acum ești măritată și gata cu bărbații, că de nu am să spocnesc mutra asta de care ești atât de mândră. Wanda se dădu înapoi, tamponându-și buza care sângera. Dar n-am spus nimic rău, tăticule. Mi-e foame, ocupă-te de veverițele alea. Grady, rămâi la cină? Nu pot, o să faci cum am zis. Dodge vorbea încet, dar vocea aia hârâită era mai amenințătoare decât dacă ar fi strigat. Ochii lui sticleau sub sprâncenele stufoase ca ai unul maniac. De pe buze îi se prelingea saliva amestecată cu tutun. Zâmbetul era malițios. Împinse canas pe Grady. Mai trage-i un gât și zi, de ce nu poate veni Wanda să stea cu tine la oraș? Grady se lăsă pe scaunul șubre furios și frustrat. E cineva care vrea să cumpere casa, n-are rost să o aduc acolo și pe urmă să se mute dacă face vânzarea. N-o mai vinde, spuse Georgie, ștergându-și gura cu pumnul lui păros după ce își mai luă o înghițitură. Nu e așa simplu. Dodge trânti cana pe masă, drept în băltoaca de sânge lipicios lăsat de veverițe. Wanda le luase afară pe veranda dărăpânată pentru a le jupui. Măruntaiele le aruncă unei haite de câini jigăriți, care se bătură furios pentru ele. Grady își îngheți dezgustul. Nimic pe lume nu l-ar fi putut face să stea cu nenorociții ăștia. N-a avut să se încotro și trebuie să se întoarcă cu Wanda.
Pastorul fusese de față și pușca lui Dogei îl gâdira, l-a figurat, dacă nu mor real, spinarea. Îi împiedica să se o aducă acasă, dar scuza asta cu vânzarea nu prea mai ținea. Trebuia să facă ceva înainte de a nebuni și aș pierde tot ceea ce avea în același timp. Era un om disperat, gata să apeleze la măsuri disperate pentru a scăpa de necaz. Odată decizia luată, Banner o puse în aplicare. În ziua următoare, ea și Lydia împachetară tot ceea ce credeau că le este necesar pentru a pune bazele unei gospodării. Lăzile fură încărcate într-o căruță pentru a le trece de partea cealaltă a râului. Lucrurile astea nu folosesc la nimic împachetate, spuse Banner, punând jos grămada de fețe de pernă și prosoape pe care le brodase cu mare migală și le depozitase în ladaie de zestre. Aș putea foarte bine să le folosesc. Banner, mai simțiți ceva pentru Grady acum? Întrebă Lydia. Știi că a fost obligat să se însoare cu fata aia lui Burns. Așa mergea vestea prin oraș ieri când a fost acolo Ross. Banner suspină și se lăsă pe podea lângă mama ei, care împacheta cerceafurile cu miros de levănțică într-o ladă. Se jucă cu marginea brodată a unei fețe de pernă. Nu mai simt nimic, mamă. E ciudat, nu? Credeam că îl iubesc, într-un fel. Îl mai iubesc și acum. Îmi pare rău că și-a stricat viața. La început am fost furioasă. Acum nu simt în mine decât un gol. Lydia o strânsă de mână. Foarte bine, fata mea. Nu trebuie să-ți pui cenușă în cap pentru ceva de care nu ești vinovată. Sunt mândră că ești fica mea. O, mamă! Banner se uită la fața ei. Nu era niciun mister de ce Lydia era iubită de doi bărbați. Nu era frumoasă în sens clasic. Frumusețea era de un gen aparte. Culoarea pielii era extraordinară. Silueta era provocatoare. Cu mult înainte de a înțelege de ce, Banner văzuse pe Cowboy scoprindu-se din lucru și privind în urma ei când traversa curtea. Dacă ar fi avut de ales, nu și-ar fi dorit drept mamă pe niciuna dintre doamnele din oraș care păreau de carton în comparație cu Lydia. Ar fi o ales-o pe cea cu care o binecuvântase soarta. Se aplecă și o sărută pe obraz. Sunt fericită că ești mama mea. Am fost întotdeauna mândră de tine. Lydia își trase nasul emoționată. Înainte de a ne apuca plânsul, hai să terminăm treaba. Fură ocupate toată ziua, până seara târziu, așa că în momentul când Banner urcă scările pentru a merge la culcare, era epuizată și a dormit fără gânduri obsedante care s-o țină trează. Se trezi proaspătă și odihnită în dimineața următoare. Ros și Lydia erau deja în bucătărie cu Lee când cobora ea. Eh, cred că asta e ultima noastră dimineață, împreună, spuse Lee. Lee, țipă Lydia pe un ton plângător, nu mai vorbi așa. Te rog, gemu Ros. A plâns toată noaptea și tu la fel, i-o întoarse Lydia. Ros o plezni peste fund când trecu pe lângă el în drum spre sobă. E adevărat, tată? Întrebă Banner zâmbindu-i. Tu ești favorita mea, nu? Pe vecie. Ros îi făcu semn cu ochiul. Mănâncă-ți micul dejun. I-am convocat pe toți în curte la ora 8. O oră mai târziu, Banner aruncă o ultimă privire prin cameră, să nu fi uitat ceva important. A avut o criză scurtă, dar și o reprimă încă din fașă. Era dorința ei să-și întemeieze un nou cămin. Cu pași fermi, coborâ scara și ieși pe ușă. Ma stătea pe capra căruței cu hățul în mână. Vii cu noi, Ma? Întrebă Banner bucuroasă. Trebuie să vin să mă asigur că totul se face cum trebuie. Ai să mă vizitezi adesea, da? Mă inviți? Nu se vede? Ma zâmbi. Atunci o să vin. Lydia ieși buzna pe ușă cu un coș pe braț. Am făcut niște sandvișuri, spuse ea, urcându-se pe capră lângă Ma. Ross, Lee și Jack apărură călări în curte. În urma lor veneau trei din angajați de la Rover Bend. Ross îi prezentă pe Cowboy lui Jack. Peter, Jim și Randy, băieți buni. I-am ales eu însumi, băieți, noul vostru șef, Jack Lonston. Sunt sigur că cunoașteți. Cei trei dădură din cap și Jack spuse laconic. Îmi pare bine, în seara trecută Ross îi spusese numele oamenilor care urmau să lucreze cu el. Jack îl întrebase pe Mitchak. Ce știi de ei? Pat e tipul mai în vârstă, dar cu părul cărunt. Nu e prea vorbăreț, dar lucrează bine, tare ca unghia. N-aș vrea să fiu dușman, dar nu l-am văzut niciodată nervându-se. Jim e cel cu cicatricea pe față. Zice că lovitura primită cu sârmă ghimpată aproape că i-a smuls jumătate din gură. Cam așa și este, deși unii zic că are cicatricea de o luptă cu cuțitele pe care a avut-o cu o corcitură de indian comance.
Are o față cam urâtă, dar e prietenos. E foarte priceput cu lasoul. Randy a venit acum câteva luni, dar n-a avut conflicte cu nimeni. Îi place whisky-ul, dar bea numai sâmbătă seara până se îmbată criță. Trișează la poker, iar când e prins, râde. Și Jack, fii cu ochii pe el în privința lui Banner. Jack îl ascultase fără comentarii, la cea remarcă totuși întorsese ușor capul cu sprâncenele lui blonde încruntate. De ce? Se spune că numele de Randy se potrivește. Jack chipzui un minut. Tu ce zici? Jack își dădea seama că Mitchell nu voia să-l discrediteze pe coboiul pe care îl considera prieten, dar nu-l slăbi. Ei, Mitchell își mușcă buza. Eu zic că probabil nu au dreptate, răspuns el cu întârziere. E cunoscut în oraș, veșnic zâmbitor. N-a avut niciodată probleme cu găsirea unei femei. Înțelegi ce vreau să spun? Da, spuse Jack tărăgânat, ridicându-se în picioare și aruncă paiul pe care îl mesteca. Știu ce vrei să zici. Acum Jack îi privea pe oameni pe suborul larg al pălăriei și ajuse la concluzia că păreau cowboy buni. Câtă vreme își vedeau de treabă în cursul săptămânii, nu-i păsa dacă se îmbătau sâmbăta sau se băteau cu cuțitele cu undii încorciți, dar să nu se dea careva la Banner. Sunteți gata de plecare? Strigă Ross. Cu toții răspunseseră în cor că da, își îndreptă calul spre poartă. Lee porni după el, m-a pleznit din limbă și zmulci hățurile cailor de la căruță. Banner se îndreptă spre Dusty. Calul castrat era legat de stâlpul verandei. Jack încă nu se uitase la ea, deși era conștient de prezența ei. Acum că era cu spatele la el, o făcu. Părul ei reflecta soarele dimineței ca o oglindă neagră, înainte de la cupălăria ei cu boruri înguste. Bluza ei era de un alb țipător, în contrast cu fusta neagră pe care o purta. Avea o centură de piele neagră, încrustată cu argint. O adusese Ross din Mexic când fusese acolo cu câțiva ani în urmă. Jack își amintea cu câtă mândrie i-o arătase într-una din vizitele lui la Riverbed. Centura îi ținea mijlocul strâns, acel mijloc subțire sublinea curba feminină a șoldurilor ei. Fusta stătea strânsă pe corp până la genunchi, apoi se lărgea. Cizmele negre de călărie erau netede și suple și stăteau lipite de mușchii gambelor, conturându-le forma. O privi cum pune piciorul stâng în scăriță și se întinde să apuce cornușei. Genunchiul ridicat îi sublinea rotunjimea feselor, făcând fusta să stea și mai strânsă pe corp. Se ridică în șa și se așeză în poziția cu care fusese învățată încă înainte de a învăța să meargă. Poziția asta impecabilă era parțial răspunzătoare de etalarea sânilor într-un mod care îi oprea bătăile inimii. Îți usca gura, îți umezea palmele și stârnea virilitatea. Dar nu numai poziția, sânii ei n-aveau nevoie de prea multă susținere. Jack știa că sunt bățoși, rotunzi și la dracu, bombăni el și trase de frâul lui Stormy pentru a-l întoarce. Calul dădu nas în nas cu cel al lui Randy. Coboiul stătea plecat în șa, cu ochii lucioși, ațintiți asupra lui Banner, exact ca și a lui Jack, cu câteva clipe înainte. La ce dracu te zgâiești? Întrebă Jack. Vocea lui avea un ton care spunea că era bine că răspunsul lui să-i fie pe plac. Nimic, Jack, domnule. Atunci ia-o din loc. Mergeți toți trei cu mine și trecem ca ea peste pod. Randy își atinse pălăria cu două degete și dădu pinteni calului să-i ajungă pe ceilalți. Banner îl opri pe Dusty lângă Jack. Randy aleargă de parcă-i mâna diavolului din spate. Ce-i cu el? Tu de ce umbli așa? N-ai altceva să pui pe tine? Întrebă Jack supărat. Banner se uită la el surprinsă. Cum? Să porți haine, chestii de alea cu care să te îmbraci, răspunse el impacientat. Banner își privi corpul perplexă. Neînțelegerea ce vrea să spună. Nici el nu era sigur că știe și asta îl înfurie și mai tare. Bine, lasă, dar vreau să înțelegi un lucru, Banner. Nu vreau să am probleme cu oamenii mei. Voi avea destule griji ca să o mai am și pe aceea de a interveni în bătăile dintre ei. Nu te învârti prin preajma lor. Ok, s-ar cuiau? Fulgere de mânie. Singura persoană de care trebuie să mă feresc ești tu. Își ghionti calul cu genunchii, făcându-l să pornească în galop. Copitele lui bocăniră pe pietrele de pe alee, dar în loc să o ia spre poartă, Bane preferă să sară gardul. Copii răsfățat, bumbăi Jack, strângând în dinți nelipsitului pai. Apoi cu buzele strânse și încruntă dădu pinte în calului pentru a ajunge din urmă convoiul.
Cred că asta e tot, spuse Ma, împături cârpa de vase și o puse cu grijă lângă spălător. Ochii lui Jack rătăciră prin bucătărie. Totul lucește. Știu că Banner apreciază ajutorul tău, l-a despachetat. Am pus mâncarea la foc, spusea, indicând cu capul soba de fier, lucind de curățenie din colț. Miroase bine. Ma își privi fiul mai în vârstă, atent. Jack nu mai văzuse în bucătărie și nici nu-i mai mirosise fasolea cu șuncă de mult. Era preocupat de ceva, știa întotdeauna când îl frământa ceva. Se rătrăgea adânc în sine și ca și cum asta îi dădea mâncării, se foia așa cum făcea și acum, chinuindu-și mânușile. Încă de când era un băiețel, avea obiceiul să se învârtească pe lângă ea până când îi atrăgea atenția. După aceea, nu îi trebuia mult să-l facă să spună ce îl frământa. De cele mai multe ori, era o confesiune despre un mic păcat pe care îl ardea de dorința de a-l comite. Își amintea clar o astfel de împrejurare. Se întorsese din al doilea drum în Kansas și venise acasă în vizită. După cină, rămăsese așezat la masă. Ma îl întuise și găsise motivă să expedieze pe ceilalți din cameră ca să rămână doar ei doi. Se interesase de viața lui de cowboy. Jack răspunsese scurt. În final, îl întrebase direct. Ai făcut ceva de care să-ți fie rușine? Jack o privise pe Ma și îi dăduse seama că Buba nu mai era un copil. Era bărbat și purta greutatea lumii pe umeri. Am făcut ceva care era necesar, Ma. Ma îl strânse la piept, iar plânsese ca un copil. Nu îl întrebase niciodată ce făcuse sau ce fusese acel ceva necesar, gândindu-se că era mai bine să nu știe. Dar deplasându-se, băiatul care devenise bărbat și al cărui proces de maturizare fusese atât de dureros. Acum avea aceeași privire, o privire neagră, disperată, care însemna că voia să-i spună ceva și nu îndrăznea. Știa desigur că o iubea pe Lydia Coleman, suferea împreună cu el din cauza asta. Bănuia că și Lydia știe. Își împărtășeau secretele și gândurile intime de mulți ani, dar nu discutaseră niciodată despre asta, ca și cum le-ar fi fost teamă că după acea relație dintre ele nu mai va mai fi aceeași niciodată. Și avea dreptate. Jack ridică ochii de la mânușile pe care le tot manevra, mai turnase o ceașcă de cafea, stătea neatinsă lângă mâna lui. Nu-mi zici nimic de faptul că am rămas aici? Ma se așeză pe scaun în fața lui. Nu m-ai întrebat. Atunci te întreb acum. Ma respiră adânc, umflându-și pieptul care se făcu și mai mare. Mă bucur că te-ai stabilit undeva. Mi-era groază când mă culcam seara fără să știu pe unde umbli. Recunosc că sunt egoistă, dar îmi place să vă am pe toți în jurul meu tot timpul. Jack zâmbi trist. Ai pierdut atâția dintre noi. M-aș încreți nasul negând. Sute de femei își îngroapă soții și copiii. De ce aș fi și eu altfel? Jack pusese mânușile deoparte și începuse să învârtească ușor cana de cafea cu o mișcare interminabilă. Ma știa că discuția nu se terminase. Ceea ce l-a păsat pe conștiință încă nu fusese dezvăluit. Crezi că nu vor fi probleme să lucrezi aici unde e și Banner? Mintea lui Ma se concentra strâns asupra cuvintelor ca o capcană de oțel asupra unui animal. Banner, Banner, asta să fie. Îl privi atentă, fără ca Jack să bage de seamă. Se foia pe scaunul lui de parcă avea furnici în pantalon. Degetele lui se mișcau fără încetare în jurul ceștii ca și cum ar fi fost fierbinte. Arăta toate simptomele. Da, asta era ceva în legătură cu Banner. Fata semăna mult cu mama ei, atractivă într-un fel care strângea dorința în mintea bărbaților, Jack și Banner. Era greu de conceput, dar ar fi fost doar vârsta, 17 ani diferență, nu 18. O tratase mereu ca pe o soră mai mică. Totuși, întâmplaseră unele lucruri ciudate. Cred că da, spuse Ma, fără să se gândească. Va fi dificilă, poți fi sigur. Se ridică să mestece fasole care fierbea pe foc. Fata asta a fost răsfățată toată viața de toți cei de la Riverbend, inclusiv de mine. A avut o dezamăgire, prima mare dezamăgire din viața ei. Mie nu-mi plăcea tipul ăla Sheldon. După părerea mea, e foarte bine că s-a întâmplat așa. Trebuia să învețe la un moment dat că viața nu o să împlinească toate dorințele domnișoarei Coleman. Asta ar putea să pară meschin din partea mea, dar știi că o iubesc ca pe propria mea fică. Știu însă că e încăpățânată, e ca un baton de dinamită gata să explodeze. Și bărbatul care va declanșa explozia ori va suporta toată viața că a prins fitilul, ori va fi extrem de fericit,
depinde de bărbat. Ma îi văz umărul lui Adam mișcându-se în sus și în jos. Deci era vorba de bani. Ma se întorsese cu spatele și puse sare în mâncare. De unde știi că va fi bărbat cel care va aprinde fitilul? Ma râse, pentru că e fica mamei și a tatălui ei și a crescut simțind căldura aceea dintre părinți. Relațiile dintre bărbați și femei nu îi sunt necunoscute. Știi ce cred eu? Ce? Întrebă Jack cu o voce care parcă nu-i aparținea. Că nu-i se aprinseseră călcâile prea tare după grediela. Mai curând, cred că voia să se mărite. Fără alte comentarii. Se poate. Jack se ridică brusc și stusese ceașca de cafea la cuvetă. Turnă apă și o clăti. Uitându-se pe fereastră, o văzu pe banner, luându-și rămas bun de la familie. Lisa plecă, o sărută pe obraș și o înghionti în stomac. Ia-l bătușor cu palmă, roșii Lidia, înlănțuiți, zâmbeau drăgăstos. Dar vreau să spun un lucru, zise Jack încordat, întorcându-se și șocându-și mama cu vehemența lui. Roz mi-a oferit o slujbă, e o slujbă foarte bună și am să o accept, dar va fi mult de muncă. N-am de gând să-i tolerez toanele lui Bane, n-am să-i suport ieșirile de furie și frustare și cu cât va înțelege asta mai repede, cu atât mai bine. Cu aceasta își luă pălăria și ieși pe ușa din dos. Uf, făcu mama. Apoi zâmbi și ieși afară, ducându-se lângă ceilalți. Sosise momentul despărțirii. A fost pâinea bună. Da, grozavă. Puteai să zici și tu ceva. Păi, n-am zis că a fost grozavă. Mulțumesc. Banner îți murci pur și simplu farfuria de sub nas. Mâinile lui Jack, așezate pe masă, se strânseseră în pumn, în timp ce numără încet până la 10. Ținea ochii strâns închiși, încercând să se calmeze. Era prima lor cină împreună, prima din lungul șir care avea să urmeze. Colemanii și Ma plecaseră. Coboi plecaseră și ei și nu se întorceau decât la răsăritul soarelui. Până atunci, el și Banner aveau să fie singuri. Așa cum decurgeau lucrurile noaptea asta, aveau să descurcă și celelalte. Dacă supraviețuiau, poate exista o șansă ca lucrurile să iasă bine. Când deschise ochii, Banner era la chiuvete și spăla vasele, stând cu spatele la el. Își schimbase hainele cândva în cursul zilei. În locul fustei, pantalon și al bluzei, acum purta o roche de bumbac înflorată. Aceasta estompa liniile corpului, dar era mai moale și o făcea să arate mai adorabilă. Dar el nu o putea aborda, așa că mai bine și-ar scoate asta din minte. Își împinse scaunul înapoi, se ridică și duse farfuriile la chiuvetă. Nu-i nevoie să faci asta, spuse ea, când Jack le pusese pe scândura de scurgere. Știu, nici tu nu ești obligată să gătești pentru mine, dar asta era de la sine înțeles. Vreau să te ajut, așa ca să nu mai discutăm. Folosi tonul împăciuitor pe care l-a adoptat când era mică. Întotdeauna a reușit să s-o scoată dintr-o dispoziție proastă. Fata, care se întorsese spre el, însă nu mai era acea unei fetițe. Era unei femei, blândă, în lumina lămpii, umedă datorită mâinilor cu fudante în apă, fierbinte, îmbojurată și pistruiată din cauza soarelui. Ochii ei erau remarcabili, întotdeauna considerase ochii Lidiei neobișnuiți, dar al lui Banner erau încă și mai mari. Își vedea propria lui imagine reflectată în adâncurile lor verzi și aurii și aproape că venea să râdă de propria lui mutră stupefiată. Avea expresia aceea uimită a omului care tocmai a dat cu capul într-un zid invizibil. N-ar fi putut însă râde pentru nimic în lume și nici nu avea puterea să-și abată privirea de la ei. Pereții casei stăteau închiși asupra lor ca un pumn blând. Era o casă mică, cu o singură cameră în față, un dormitor și într-o parte și bucătăria asta de cealaltă. Fusese concepută și construită ca să poată fi extinsă. Acum însă dimensiunea e miniaturală, părea să înghesuiască unul într-altul. Tăcerea prelungită contribuia și ea la această intimitate. Ești nervoasă ca un șarpe cu clopoței, șopti el. Era oare teamă că va rupe vraja dacă vorbea tare? Și tu la fel, ai dreptate, te supără tot ce spun. Nu ne mai putem tachina, nu? Nu, nu pot să te mai tratez ca înainte. Banner scoase un mic suspin tremurat. Știu, nu o să mai fie niciodată ca înainte. Îți pare rău? Da, ție nu? Jack, dădu din cap. Ar fi trebuit să mă gândesc la asta înainte de a-și cere să... Banner își puse buza inferioară între dinți și o ținu acolo înainte de a continua. Noaptea aceea va fi o barieră între noi de acum încolo. O să o țin în veșnic minte. Doamne,
ce și-o mai amintea, cu fiecare celulă masculină a corpului său, ochii lui, nesupunându-se ordinelor primite de la creier, rămăsese reațintiți pe buzele ei. Măcar de nu și-ar aminti acele mici gâfâituri pe care le scosese în timp ce limba lui cerceta gura pentru prima oară. Dar putea să nu-și amintească trezirea ei când gura învățase să sărute. Se aplecase asupra ei până când căldura corpului său se amestecase cu a ei, devenind una. Îi văzuse o venă zbătându-se la gât, acolo unde o sărutase, și apăruse din nou buzele pe locul acela. Mai simțea încă gustul ei pe limbă. Sânii ei atrăseseră privirea în jos. Sfârcurile erau țuuiate sub materialul rochei. Le văzuse și se înfierbântase. Un gemăt involuntar îi vibrase în piept urcând în gât, dincolo de șlițul pantalonilor, carnea lui era tare ca piatra. Ridicând ochii, îi cercetase fața. Norul întunecat de păr nedisciplinat care o înconjura și simțise o dorință arzătoare de a o poseda. Banner, da! Brusc își dădu seama că era gata să o sărute din nou și dacă o făcea, nu s-ar fi oprit acolo. Ar fi lăsat capul în jos și ar fi sărutat sânii prin rochie, i-ar fi sub acele vârfuri dulci, i-ar fi prins șoldurile în palme și ar fi apropiat-o de el așa cum ai făcuse, ridicând-o pe bărbăția lui rigidă. Ar fi făcut din nou acele lucruri de neconceput. Înainte de a ceda tentației, se îndepărtă de ea. Nimic, ne vedem mâine dimineață. Dacă ai nevoie de ceva, strigă-mă. Unde te duci? Era prea devreme pentru a se duce la culcare. Afară, să controlez țarcul ăla provizorul pe care l-am făcut azi. Randy nu e stare să bată un cui. Mie mi s-a părut că se descurca bine pentru prima zi. Apărarea cobolului era exact ceea ce lipsea pentru a-l face să izbucnească. Îți descărcă frustrarea printr-o criză. Ei bine, mie nu mi s-a părut atât de grozav. Dacă nu poate face treabă, îl dau afară. Cu asta ieși trântind ușa. Vă mulțumesc pentru ascultare și dacă v-a plăcut, vă rog să vă subscrieți la canalul meu, să-mi lăsați o apreciere, un mesaj la care vă voi răspunde cu drag, să apăsați clopoțelul pentru un nou capitol. Vă mulțumesc!